Salutare! În acest filmuleț am să vă arăt cum să scoateți cartușele dintr-o imprimantă sau multifuncțională Canon ce folosește cartușe PG545 sau cele 546. Dacă imprimanta nu este pornită, va trebui să o pornim noi din butonul de power. Așteptăm să facă acea inițializare. Dacă tava de hârtie este deschisă, cum este aici, o închidem, o strângem. Așa trebuie să arate. După care deschidem această ușiță. Aici se află o scobitură. Băgăm două degete și tragem de această ușiță. Iar cele două cartușe vor parca aici, pe mijloc. Pentru a le scoate, trebuie doar să apăsăm pe ele cu un deget. Așa. Și așa. Care îl dăm afară. Pentru a le pune înapoi, îl împingem și apoi ridicăm. Îl împingem și apoi ridicăm. Închidem ușița, tragem tava de hârtie și aceasta este toată operațiunea. Succes!